Potrivit unui răspuns formulat de secretarul de stat din Ministerul Justiției, Florin Aurel Muțiu, la o interpelare adresată de către deputatul de Sălajul Iulunosa, demersul de raționalizare este acum reanalizat după ce mai multe petiții vizând menținerea lor au fost primite la minister. Având în vedere numeroasele memorii prin care s-a solicitat reconsiderarea concluziilor de desființare a unor instanțe judecătorești cu volum mic de activitate, această problemă se află încă în analiza grupului de lucru interinstituțional constituit prin ordin al Ministerului Justiției, precizează secretarul de stat. El completează însă, citez, continuarea procesului de raționalizare a instanțelor judecătorești cu un volum mic de activitate constituie un obiectiv de referință al Ministerului Justiției în scopul eficientizării sistemului judiciar, atât din perspectiva echilibrării schemelor de personal al instanțelor în raport cu volumul de activitate, cât și din perspectiva reducerii cheltuielilor de funcționare a instanțelor propuse pentru desființare, am încheiat citatul. Precizăm că judecătoria Jibou a fost deschisă abia în 2008 după ce Ministerul Justiției a asigurat finanțarea pentru construirea unui sediu nou-nouț pentru instanță în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro. Într-un comunicat de presă emis înainte de inaugurare, Ministerul Justiției preciza că înființarea acestei instanțe era necesară pentru a decongestiona activitatea supraîncărcată a judecătoriei Zalău. Citez, înființarea judecătoriei Jibou va asigura accesul mai facil la justiție al locuitorilor Văii Someșului care în prezent sunt obligați să schimbe două mijloace de transport pentru a ajunge la instanța din municipiul Zalău. Ca urmare a punerii în funcțiune a judecătoriei Jibou, se estimează o decongestionare cu peste 20% activității judecătoriei Zalău. În primul semestru al acestui an, instanța din Zalău a înregistrat o încărcătură de peste 800 de cauze pe judecător, dublu față de media națională, am încheiat citatul, se preciza atunci în comunicat. Acum se pare că reprezentanții ministerului nu mai sunt atât de preocupați de accesul la justiție al locuitorilor de pe Valea Someșului și nici de supraaglomerarea judecătoriei Zalău, care ar urma să preia toate cazurile judecătoriei Jibou. Contează doar economia care s-ar realiza prin închiderea instanței.